Cei care nu au ajuns în Țara Sfântă, dar au vrut să parcurgă simbolic drumul făcut de Iisus Hristos către muntele Golgota, au făcut acest lucru la Iași. La mănăstirea Hadâmbu, la 30 de kilometri de oraș, în Joia Mare, are loc procesiunea Drumul Crucii. Procesiunea a ținut o oră și jumătate, timp în care oamenii au mers pe jos mai bine de un kilometru. În vremea aceea, făcându-se ziua, toate căpetenii preoți și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Dealul mare de la mănăstirea Hadâmbu din Iași a fost loc de pelerinaj pentru aproximativ 300 de oameni care au participat la procesiunea Drumul Crucii. Pe dealul șerpuit veghează 14 troițe făcute din stejar și donate de oameni. Numărul lor nu este întâmplător. 14 troițe, 14 opriri ce amintesc de judecata, osândirea și condamnarea lui Iisus Hristos la moarte. Și ne bucurăm că ceilalți credincioși din toată țara vin alături de noi și se bucură și trăiesc sentimentele pe care nu le pot descrie. Pentru mine este o onoare. Am o troiță făcută aici. Emoții și te copleșești să duci crucea cu Iisus. În timpul procesiunii, pe rând, aproximativ 10 bărbați au purtat pe umeri crucea din lemn înaltă de 4 metri și grea de 10 de kilograme. Printre ei se numără și Cezar Cobuz. Facem cu dăruire, suflet și mai mult pentru iertarea de păcate. Este un alt fel de trăire și nu în ultimul rând chiar mă pătrund de o emoție puternică gândindu-mă ce s-a petrecut la un mântuitorul nostru. Pe lângă localnici, an de an, la procesiune vin și oameni de la sute de kilometri de departare. Eu sunt de la Havrna, dincolo de Dorohoi. Acum mă bucur că am putut să vin aici, măcar să trăiesc atât de o părție mică. Două ore de drum. Am făcut-o mai mult ca să le intre, știți, în... așa, să-i aducem pe drumul credinței, într-un fel. Cele 14 troițe au fost ridicate în 5 ani. Dacă nu de demult în acest deal nu era nimic și era o pustietate imensă, începând din anul 2007, în sufletele ucenicilor Părintelui Stareț, după ce au vizitat locurile sfinte de la Ierusalim, s-a născut această dorință. Am sfătuit, iată, să aducem și noi în dealul mănăstirii Hadâmbu, cu mondomenții mai rămâșelii Golgota, să mondomenesc, credincioșii care nu pot să ajungă în Țara Sfântă, să aibă și să parcurgă Drumul Crucii în dealul mare la mănăstirea Hadâmbu. Mănăstirea Hadâmbu datează din 1659. În 1990, însă, pe ruine a fost construită actuala forma a lăcașului de cult.